Bună dimineața, aventurierilor! Din nou pe baltă. De data asta spectator, antrenor. Am rupt mâna. Ai mișcat bambina aia sau ai aruncat acum? Suntem aici pe balta Bărbuceanu, cea cu taxă de 70 de lei. Echipa de șoc. George pregătește să scoată pe la mare. Am speranțe mari. George e singurul care știe ce face aici. Zache. Bună dimineața. Bună dimineața aventurierilor din partea lui Zache. A aruncat una, mai are 3. Cred că le aruncă până plecăm două, după baltă. Două. El a cam pierdut stilul de pescuit, că el pescuiește macro după barcă acum. Așa. Mergem și în coasta de Azur. Da, o punem mult pălat macro, să știi. O punem mult pălat. După ce trage la fund. Fane, cel mai mare pescar. Antrenor mai mult. E pe clasice, clasice la băz, la astea, dar o să scoată un ten mare azi. Și mai este cu noi un băiat, cum îl cheamă? Că... Dămiuță. Damian. Dămiuță, pescar în devenire. Ia-ți două, bă! Bun, revenim peste 3 ore când ne instalăm. Facem o figură frumoasă aici. În drill, dar avem și primul pește. Ia să vedem. Avem minciogul aproape, dar nu mai avem mâini pentru el. Mânca viermișorii. S-a jucat cu ei. Ia va la pase. Pase, pase, gol. Care bambina. Zache încă pregătește. Păi dacă o pregătești, nu prind. E super. A venit și cerbi. Cerbi? Sunt pe mașină, ia să. Cerbi, suntem aici. Cerbi. De la Brașov. S-ar putea să vină și urci mai târziu. Dacă... urci. Dacă pleacă cerbi. Ce am înțeles că... Trage, trage repede. Încearcă mai spre fane încolo, că e la lansete. Ce am înțeles, că aici are o problemă. Are prea multe inele pe lansetă. Le face ca la ciorap, unul pe față, unul pe față, unul pe dos. Da. Problema e că sunt cam mici. Azi vă promitem pește. Suntem
pozitivi, dar nu la coronavirus. Se apropie, se apropie. Ia uite, uite, uite. Nu mă uit, nu mă uit. Uite cu camera aproape, vezi că a prins fare. Nu e? Mamă, mamă, stați că nu știu dacă am zoom pe camera asta. Îmi trebuia zoom de la microscopic. Prima captură pe ziua de azi. Mamă, ăsta e bun, să nici la răpitor nu-i bună să dai cu el, că nu-l vede. Ce ai, mă, mânca, bă, dacă trage de mai ia pe alumele. Mamă. Păi mă doare mâinile. Ți-a avut ăla forță stragă de plută. Am pus-o și pe ăla. Mamă, mamă. Ia vezi, se prostia ție. Mie? Da, e o ăla. Cred că tot ăla e. Stai așa. Dai seama, a avut forță să o pună pe lat. Și nu e vreo plută mică. Da. Ți-a pus-o pe la, mă? Da. Are altă parte. E pluta fină. Mamă, ce pește, zic, nu, zic, o fi vreun cărășel, o fi de unde. Ia vezi, Lufane, că la aia altă a plecat cu ea așa un pic. E în tandem. Bă, oricum, am prins primul pește, nu? Da. Păi da. Da. Spargheț. Începem ușor așa, nu? Păi, ușor nu, luăm de la la mare. Trebuie să-l prinzi pe la pe bunica. Nici pe bunica să nu cred că e. Nu mai vrea. E peste ca lumea dacă dă de ăsta, nu? Ăsta nu știu ce nație de pește era. Nu s-a descoperit. Fix. Îi mănânc pe toți, stai. Stai, mai frumușel un pic. Spargheața aia crește, la... crește, crește. De la ăla mic la ăla mare, uite, începe să vină. Fane, pescarul a început din ce în ce mai mare. Deci din ce în ce mai mare. Din ce în ce mai mare, uitați-vă la el. S-a căcat în palma mea. Mamă, sărac. Ia de mic. Adu minciocul, adu minciocul repede. Că începe treaba. Doamne-i, ia uite aici. Cu mâna asta ciungă. Ia uite ce ochi mare are. Atât avea ochiul. Dar zi, s-a ridicat bambina sau a făcut vârful ala în semn? Aia, ce frumos. Ia trebuie să faci rocan. Am glumit, ce? Vezi cum am pus pe mm. Mamă! Gata, mă, a prins Zache pește la... Așa. Da, mamă, l-a omorât. Nu l-a omorât, lasă-l un pic. Uite-l eu. Hai mă, că mișcă. E împăiat, e aproape împăiat. La, e la fidere, e montura tot. Ia nu are amândoi ochii tot. O, ce ochi mare are. De drum, că el mai spune. Mm. E mișto. E, e mă, întreg, da. Ia băi, Fane, gata. Bun. Are ochi, are tot ce trebuie. Spar gheața. Da, Fane. Da, George. Spar gheața. Gata. Da, a fost prost, spar gheața. Acum gata, e ușor. Hai, da. Mamă! Nu ai strigat și tu după mincioc, după alea? Ai scos așa? De la
Ai fir textil pe ea? Trebuie să ancorăm bine. Ai textil pe asta? Legăm cu aregiul. Aregiul de cârlig la mașină, legăm de mașină. Legăm cu el. Ho, din ce în ce mai mare. Stai așa, nu-l băga, că vreau să-l văd. Mamă, ce burtă, ce ochi mare atâta are. Bun, bun. Frumos, hai că ai strâns de 200 de grame. Ce să zic? Cred că dacă l-am băiat și plumb pe gât. S-a prins, s-a prins, se prinde aici pe Borbuceanu de... E rupere. La pericol. Mai venim. Cred că rămâne la noapte, facem 24 de ore. Păi da, că e noaptea, mănâncă pește. Să-mi fie agățată de vârf. Și dai spre stufă ăla, spre smocul ăla în față acum. Dar nu-mi da tare rău, că n-aș vrea să-l portim. Nu mă las, de-aia... Perfect. Bravo. Ce? S-a dus pe firul, nu? Aproape. Avem pește de micioc, ajutați-l unul cu micioc, că eu nu... E mare, băi, eu nu pe fete. E bine, uite-l acolo, vezi? Aha. Aha, hai că... Vezi cum faci să... Bagă-l printre astea. Să vedem unde-l trage, Ion. Hai un pic. Să vedem unde-l trage, Ion. Frumos, mă, frumos. Vezi, mă, că e nou, ia uite-te, mă, la ce. Fără 10, să mor dacă nu e fără 10. Fără 20, e fix o oră de când am aruncat. Na, domnul elev. Gata, domn profesor. Ascult sfaturile. Păi da, spre ce vorbim? Culele la domn profesor aici. Bine. Culele face 80% de întreabă, spune eu. Hai încă de șchel. Face urât al dracu ăsta. Hai, micuț, mă, trage-l, mă. Trage-l, mă, că e micuț. Upa, bă, lasă-mă să... Păi da, mă, da, las. Ciortan, ciortan, ciortan. E unde l-ar da? Fane, da. Ce frumos e. Bag... Hai că e destul de lungă la bagă-l pe... A, e lung? Mhm. De lung. Hai, ce frumos. Cred că arat mai mare. Nu, e ciortan. Hai că nu-ți rupe, nu-ți rupe. Sper. Nu-ți rupe, mă, că e micuț. Dă-i de drum la frâne un pic. Nu vreau să aud forțe prea tare. Mai, mai? Ăla e, sus. Și bag-o pe, vezi că e pe sub aia, prin dreapta. Vezi, mă, că e pe sub asta, e între alea două. E între alea două. Nu, mă, bag-o, bagă-mă la înseta pe sub aia. Păi e scos acu dângă. A, e scos? Două profesori. E la un kilogram, știu. Avem pește! E acum să ne spui la ce l-ai luat, Ioane. La boabă, am zis. La daia, dar ai luat tu, știi, cu roșie de-aia. A, da, cu galbenă. Ia acum, poți să faci live-uri direct. Hai să facem live-uri. O, iartă. Avem pește. Primul ciortănică la un kil. E bine, e bine. Câți abonați ai? Aia, așa, la început am vrut. Ăla e. Uite aici. Bun. Avem saramură în seara asta. E frumos, mă. Frumos, ce? Vezi, mă? Așa, am curvat, că nu mai l-am văzut. E frumos, mă. Da, mă, ca lumea, mă. N-a băgat, mă, degeaba, vinte una. Păi da, mă duc să aduc juvenic. Bun! Primul pește! 9 fără un sfert! Începe treaba! A plecat ceva de aici. Păi ori prindem pește, orice dracu facem, ne jucăm aici. Pă, unde suntem aici? Borbuceanu, aduce-mi invitaia, te rog. Da,
Stai să bag peștele în juvenic. Avem pește. Asta înseamnă să fii mafios, nu, Ioan? Mai la fund la apă rece. De la momeala mare, pește mare. Galben, uite aici. Sau roz. Nu, galben. Ingliță, ți-l pun aici la picioare că l-ai prins. Frumos, frumos. Să vină și străbunicul, că ăsta e pui de două veri. Mi-e plăcut ăștia, că străbunicul e prea gras. Prea gras, ha? Ca mâncare. Ei, păcălești cu usturoi. Pam, 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 pam. Ce dracu, pe ăsta nici nu trebuie să-l ancorezi. Pun după găleată așa. Gata. Bravo, bate ce pam. Gata, boss. Ăla e. Ăla este. Bun. Începem treaba. Stai așa. Filmă-i și noi. Bă, tu fai mișto de rău. Ce vânii cu crășii. S-a ciortanul ăsta la 800 de grame. Reluăm. Suntem începătorul și să lucrăm cu camera. Fane a avut o trăsătură și a plecat cu bățul. Nu s-a mai întors. Da, Fane, ce să zic, că trebuie să reluăm interviul. Da. O declarație pentru ziua de astăzi. Ce să zic. Fane a pierdut la șansă, 34. Da, la șansă, da. La șansă. La șansă. S-a luat nimic. Dămiță fuge pe aici, așa a fugit toată ziua. A avut o trăsătură, dar vorbea cu gagicii la telefon. Zi, Dămiță, cum e cu familia, cu alea, că... Dacă vii cu familia, pleci cu familia. Cu peștele, nu prea cred. Nu prea? Bun, un băiat care gândește constructiv, la 14 ani se gândește la familie, câți ani ai? 13. Ia, 13, mai tinere. Super. Super. Extraordinar. Extraordinar. Și Zachi, ce ziceai despre ziua de azi? Ziceam că am prins un ciortan. Da, la caravide trebuie să. Și după aia n-am mai prins niciun ciortan. Mișto. Nu? A, deci da, ai spus că am început ziua bine și pe urmă s-a terminat prost. Adică da, ai început ziua bine că ai prins un ciortan și apoi că n-am mai prins niciun ciortan. Cred că s-au speriat de cerbi ăștia după mal. A început bine, s-a terminat tragic. Super. George, silențiu, stampa, am înțeles. Revenim cu noi aventuri.